Vă salut, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi 23 iunie 2023. Greu aici, greu că-s 31 de grade. E spălat cu vârșolți și în zona aceasta n-am mai pescuit niciodată, deci pe drumul de mijloc al lacului. Am ales să am aici o umbră, ultima umbră disponibilă, că în partea aia altă e plin de mașini și de pescari. Drumul foarte rău, foarte rău, de-abia am intrat cu mașina, oricum o trebuie să las până la un anumit punct. Ideea e că următoarele 24 de ore le voi petrece pe bucata aceasta de apă. Nu știu ce îmi rezervă, habar n-am, din ce am înțeles nu mănâncă pește, dar habar n-am când mănâncă, că oricând, oricine întreb, tot timpul va zice că nu mănâncă. Stăm 24 de ore până mâine, pe la amiază și haide să-i dăm bătaie. Am terminat și nada, am făcut circa 4-5 kg de nadă. O să încerc să nădesc un pic o spombu. Și după cum se vede, se încheagă foarte bine. Are miros de căpșune, e preferata mea perioada aceasta. Îmi dea bătăi de cap creanga asta, dar e creanga foarte bună care ține umbră. Și am început să mai și prind o plătică relativ măricică, dar mult peste lângă cea decât, mult prea mică pe lângă cea pe care am luat-o în urmă cu 2 săptămâni, care avea un kil 200, deci dăm drumul și așteptăm să trimită pe soara mai mare sau pe mama ei. Am intrat la pop-up de banane cu căpșune pe ligul principal de jos. Se vede că nada încă e rezistentă, că nu s-a dizolvat toată, dar trebuie realimentat. La fiecare 40 de minute, 30-40, trebuie realimentat. Dragi telespectatori, cred că o să mă mut în partea cealaltă a lacului, pentru că în afară de plătică și de babușcă, o babușcă frumoasă, dar nu poți să dai la pop-up la fund montură fină și să prinzi babușcă. Așa că o să mă mut exact pe mijlocul lacului, 250 de metri mai departe, o să duc toate catrafusele și asta e, acum că s-au lăsat umbrele. Opa, 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 cam aici o trăsătură, dar tot pești de ăștia care nu sunt cei pentru care am venit. Apoi pe vârșolț. Da. Jumătate de oră mai târziu
După cum se vede, am ajuns în locul 360 de grade al lacului și m-am instalat exact pe mijloc, aici pe un platou lin. Acolo nici nu puteam să scot peștii foarte bine cu miciocul. Aici este foarte ok. Da. În continuare, 28-29 de grade la ora 18, deci foarte, foarte cald. Am intrat în apă cu picioarele, deci era super, super cald. Așteptăm noaptea, probabil noaptea va fi mai ok și pentru pește să intre. După cum se vede, acolo este partea de dig. Am vrut să mă duc pe dig, dar având în vedere că soarele e exact cu frontul în față, am zis că încerc să pescuiesc cu soarele în spate, măcar să nu fie așa de deranjant. Dar probabil voi avea o partidă și de pe dig, cel mai probabil. După cum se vede, nu e nimeni pe dig. Zdravână. Pătică frumoasă. Hai să vedem. Uite aici ce torpiloacă frumoasă. Da. O plătică cam la 300 bune de grame. O să începem să reținem, că văd că aici începe să prindă peștele în mărime. Hai să vedem ce are în stânga. Cum se agită vântul în partea noastră să vină, poate aduce și niște pește. Tare. Opa, opa, opa. Haide. Hai să vedem. Încă 1, 2, 3 și... Este ceva. Hai
Hai să vedem. Pare ceva aici. O plătică, o altă plătică care o luat-o la goană. Da. Oh. Hai să vedem ce avem aici. Da, după cum îl simt, e cam mic. Avem acum pe seară, chiar în apus. A fost foarte lejeră treaba. Câteva plăticuțe, nimic notabil. Acum se pare că e ceva aici, dar nu știu ce e. E tot o plătică. După cum se vede, am venit până în coș. Hai să vedem. Da. Băgăm la coș, vedem noi ce facem cu ele. Măcar asta e un pic mai mare. Da, tot cu plăticile astea am de furcă toată seara, se pare că nici mai mergi, nici mai mari, parcă de o palmă. Tot flotantul de căpșună, în continuare carasul lipsă, ciortanii lipsă, țânțarii plini. Uite aici ce țânțari. Da. E foarte, foarte cald, deși 10:30 seara, e noapte. Foarte, foarte cald. Nu știu, vă 24 de grade și o căldură maximă, o umiditate. Hai să băgăm la juvelnic. Sperăm să apară mai mari pe noaptea asta. Da, ora 1:30, eu mi-am strâns din lucruri, dar nu am apucat toate și din beți am mai rămas pe aici ca să vedeți ce furtună a fost, ce mi-au făcut aici. Un singur băț am apucat să strâng, restul sunt vai și amar pe aici și am văzut nevoie să-mi... Deci nu vreți să știți, în căldura aia, pulseul ăla, ce vijelie și vânt a venit, raw alert, bineînțeles, pe telefon. Și după 2 ore și ceva mai târziu am reușit să scot mașina din partea aia, foarte greu. Am venit pe partea cealaltă a digului și 600 de metri am avut de parcurs ca să vin să-mi strâng din... Da. Vă să zic că cam asta a fost, o să vă arăt ce am prins. M-am întâlnit cu tot felul de prieteni aici pe dig. Între timp aici una singura care mai rămas, văd că este ceva pește la ea. Dar ar fi fain să termin într-o manieră interesantă această seară. Cine s-ar fi gândit că o să fie așa vijelie? Bineînțeles că ud la absolut tot, dar na, ce să faci, asta e viața de pescar, trebuie să trăim și momente de astea, că altfel ce, vii,
frumos, prins pește, te duci acasă. Nu, uite, asta e sălbăticia. Să vedem cum strângem. Aștept să văd dacă reușesc să prind aici ceva la ăsta, totuși ar fi frumos. Vreau să vă spun că la bățul ăla, celălalt, era agățat un caras. Uite pe o babă. Uite ce cedita mai talpă. Ce frumos e. Parcă îmi vine să scot înapoi toate bețele și toate astea și să mă apuc de pescuit. Opa! Ăsta îl duc la tigaie cu el. Uite aici ce frumos e. Să vedem dacă la alt băț o să am și acolo ceva. Abia aștept să ridic până atunci, să fac un pic de ordine pe aici. Ce bine! Hai, ce avem noi aici? Un... Mamă, da, hai... Da, un... da, hai cu tine. Pune-l, uite aici în ea. Da, așa, asta, așa, 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 hai să-l vedem mai frumos. Mamă, ce mare e! Uă! Hai, hai încoace. Mamă, ce se-ți bate! Oho! Asta e crustaceu? Nici nu știu ce e. Crustaceu, e rac. Hai, ce fain e. Hai să vedem, ai? Ai forță. Dar cred că e liberat, nu? Nu, nu, e acolo. E câligul băgat. Da. Păi ce fain e. Păi nu, intră carasul, intră racul. Da, las că bine. Mamă, ce de țânțari, foac! Păi ești că nu sunt. Am zis că nu sunt, dar uite, că au apărut la lumină. Hai că strângem. Așadar, ia uitați-vă ce frumos sunt la ora 1 noapte, 2 noapte, nu știu cât e. Practic, peștii pe care i-am prins astăzi îi voi lăsa la un prieten pescar care a prins un rac pe care l-ați văzut în imagini. Da, uite, are aici 4 plătici și un caras, ăsta e fain. Deci ăsta e caras, caras. Ăsta l-așteptam toată ziua, dar uite că a apărut când nimeni nu se mai aștepta. O plătică frumoasă, încă vreo 3 mai mici și am mai prins încă vreo 4-5, dar minuscule. Echipamentul meu rupt, bineînțeles că am avut și o pierdere. Miciocul l-am lăsat în apă și l-a dus valul cu totul, așa că data viitoare trebuie să-mi cumpăr un mincioc nou. Rămâne să ne vedem cu bine, fire întinse tuturor, vă salut! Noapte bună! Hai să vedem aici, dacă chiar la plecare, ce prind băieții. Le lasă și bateriile la lanternă. Hai să vedem! Nu merg mai încet, că ne ține cu cârlige mici. Foarte bine, și mie îmi plac cârligele mici. Cârlige mici, fire subțiri. Nervos. Mamă, ce udiți la picioare. Uai, că băltește. Pong, pong. Îi ceva, dar nu e... Sunt pitic. Sau păpăm. E destul de mărișor. Am prins și mai mare un pic. Bă, nu crește mai mare de atâta. Ce vorbești? Mai mare de atâta? Cum? Are pintene, uite, dar și eu am luat anul trecut unul. Are carne faină cu el. Eu am mâncat. Da, și eu am mâncat. Ești foarte bun. Dar nu tăți, nu, ăsta e bun de pe lacul ăsta, dar nu, ăsta care au gust foarte... Pregnant amul. Exact, exact, da. Da, nu, no, asta este, carasul e data viitoare. Trimite spază cu el. Dacă va veni. Da, bun, asta este. Ține bine un pic de el.